Dumnezeu e foarte sensibil la lucrurile astea. Cercuri, între cunați, între cuspi, între... No, știți ce am constatat? Că pocăința, în primul rând, se demonstrează în iarnă. Acolo, cu socrii, cu cunații. M-auziți? Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, frații mei. Nu vă înșelați. Domnul este Dumnezeu al păcii. Mărească este Domnul. Iisus Hristos este un Dumnezeu care ne cere să iertăm pentru că și El a iertat. Doamne ajută-ne la familie. Rânduială cu privire la familiile noastre, la casele noastre, între soț și soție, între copii și părinți. Dacă nu vă spuneți tineri pe aici, care lucrați, și părinții fiți pe acasă. Și mi-a sunat de mult. Puneți mâna pe telefon în seara asta și sună pe tatăl. Sună spre Iisus. Sună pe Maică. Nu știu de câte ori. Eu umblam în noapte prin vizita să caut o farmacie de gardă. Și nevastă mi-a impactat pe copii în cea ceafă, cu febră 4. Deci am nu mai scale din cuantii. La voi, în Germania, nu s-a mai dat. Tai când au venit speriați și au zis, mă, omorât unul cu zile în Londra, în spital, că ăștia nu dau afică. Numai la noi, în România, mai dau afică. Nici nu știi ce au făcut părinții pe mine. Pune mâna pe telefon, sună și spune-le că iubești și mai trimite-le și câte un bani. Că Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu apreciază. Înainte de slujbele noastre, înainte de cântările noastre, de predicile noastre, Dumnezeu ne cere să ne respectăm părinți. Amin. În timp trăiesc. Răbiți să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă fie părinți. Să nu trântiți ușa la părinți, să nu vorbiți obraznic cu ei. În anul 1999, Bulgaria a câștigat clauza națiunii cele mai favorizate. Un premiu. Adică era o stimulare pentru țările din Est. Și era un prim-ministru așa, la 40 de ani, ca în vârsta mea, și s-a întors din America și era pe val, nu? Era ceva frumos pentru el. Și presa, când s-a dat cu jos în Sofia, la aeroport, pe avion, presa a năvălit pe el. Și știți ce a făcut acest om? I-a îndepărtat pe toți. Și s-a dus undeva acolo în spate și acolo era mutat. Asta de frații noștri, mai 80 ceva, un tăcasit. Cum e întreba, era țară. Și omul ăsta, prim-ministru, Bulgaria, a luat mâna tatălui și a ocupat-o. Pentru statea, îți mulțumesc că ai venit aici. A cât de mult înseamnă asta pentru tine. A vuit presa din soflet. A fost un exemplu frumos. De cum ne mai comportăm cu părinții noștri? Într-un viac. Știți ce e nebunie în Europa asta? Că ne învață că avem dreptul și că noi nu mai aparținem familiei, că aparținem ei. De aia azi ne debătăm. Noi nu mai aparținem familie, noi nu mai suntem din părinți, noi suntem ai Europei, avem drepturi. Uitați unde s-au ajuns. Mă doare ce se întâmplă la noi în țară. Și știu, numai Dumnezeu ne poate păzi familiile și copiii noștri. Dumnezeu să lucreze. Rânduială cu privire la familie, la casă. Eu nu vă cunosc, frații mei. Rânduială cu privire la biserică, nu vă știu relația. Foarte bine. Că n-am eu treabă, aveți frați care vă conduc, care vă păstorez, Domnul să-i întâlnească. Amin. Dar ascultați-vă seara aceasta. Dacă cumva sunteți aici, certați unii dintre voi, că sunteți apropiat. Aleluia. Întindeți mâna și spune, frate, iată-mă. Chiar dacă nu ești un fiu un om al păcii. Aleluia. Fiu un fiu al păcii. Fiu un instrument, un canal prin care Dumnezeu să-și facă lucrarea în biserică. Măriți să-i iată. Dumnezeu să ne ajute să facem rânduială cu privire la relațiile noastre. E o lume complicată. E o lume care, vrând nevrând, ne trage și ne aduce în situații care sunt complicate. În situații în care Dumnezeu ne probează de multe ori, dacă putem să plecăm capul. Dacă putem să lăsăm din cei dreptul nostru, după noi, fiecare. În biserică, toți au dreptul. Toți, dreptul meu, frate. Că dacă nici să mai știți, dumneavoastră, nu au. Dumnezeu să ne vine. Deci ce contează în ochii lui Dumnezeu atunci când vom pleca de pământul acesta? În primul rând, rânduială. Ajută-ne să facem lucrurile. Amin. Cu privire la sufletul nostru, la viața noastră. Și apoi cu privire la relațiile pe care le avem. Plecând din familie, în biserică, la locul de muncă.
să fim oameni prin care Dumnezeu să poată lucra. Mai să fie Domnul. În al doilea rând, uiți mei, în al doilea rând, ce contează în ochii lui Dumnezeu? Că asta e important. Știți ce? Așa de mult îmi place de împărat. Împărat, spune așa. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Știți ce contează? Dacă în timpul vieții suntem oameni care ne rugăm. Foarte mult contează asta. Nici nu vă dați seama. Dumnezeu, așa cum se spunea și Dumnezeu ne vorbea încă de la început, copiii lui Dumnezeu sunt oameni care se roagă, care vorbesc cu Tatăl lor, care îl cheamă pe Tatăl lor. Nici nu vă dați seama cât de mult mă bucur dacă lipsesc mai mult timp de acasă. Și vin acasă și vin copilașii mei în tăzmicuț. Și se lipesc așa de piciorul meu și două, trei minute nu pot să-i dezlipesc de mine. Și între ce e copilașii? Tare, nu pot să stau de două de tine și încep să-mi vorbească. Dialog! Practic nu m-ar prea interesat, nu? Că eu spar mingea, că nu știu ce eu făcut, că eu rup tapetul, că căruciorul meu stricat. Dar atât de mult îmi place când îi stau de vorbă cu mine. Măriți să fie numele Dumnezeu. Iubiții mei, Ezechia a fost un om care s-a rugat, care a știut ce e rugăciunea, împărat fiind. Credeți că a fost la prima rugăciune? Nu. El se ruga. Întrebarea care se pune astăzi în dreptul nostru, a fiecare, a ști iureșul nebun al vieții, tot ceea ce e în jurul nostru, vacanul ăsta, vocile astea care ne cheamă, sistemul ăsta numesc, știți ce vrea să facă? Să ne avem timp de a ne opri, de a ne pleca genunchii, de a vorbi cu Dumnezeu, de a ne ruga, de a chema prezența lui Dumnezeu. Mărească-i să numele Lui. Iubiții mei, întrebarea se pune în dreptul fiecăruia din noi, în seara aceasta. Suntem oameni care avem un timp de părtășie acasă. Iisus i-a spus, Petre, un ceas. Îți spui ceasul să sune dimineața mea repede. Ai timp de părtășie, te rogi. Iubitul meu, Dumnezeu îți vorbește astăzi. Oprește-te, omule! Sunt Tatăl tău! Vreau să vorbesc cu tine! Era într-o noapte. Am auzit o voce clară, Marius. M-am trezit așa în șezut. Atunci am realizat cum va fi la înviere. A intrat în lume și m-a ridicat. M-am uitat în stânga, în dreapta, soția dormea, m-am uitat la ceas, așa cum a zis minte, ora 3. Noapte. M-am dus la copii, m-am zis, dar copiii nu mă strângă mare. O fi auzit pe colegii lor, cum zic, la unii pe nume, la... M-am dus la copii, dormeau acum și... Atunci am înțeles, atunci am Dumnezeu. Și am coborât jos și când am intrat în odăița mea unde am pătăcit cu Dumnezeu și am închis ușa, am și căzut jos, a venit prezența lui Dumnezeu. Mi-a fost rușine, fraților, să mă cheme pe mine Dumnezeu, eu înțeleg. Aleluia! Rog, să avem timp să mergem, să ne facem, să ne îndrăgostim de vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vorbim cu El, fraților. Nu-i ușor, știu că nu-i ușor. Pentru că am spus tot că sistemul acesta, gadgeturile acestea, internetul acesta, vocile astea, televiziunea, serialele, meciurile, prietenii, tot sunt obiectivele în calea rugăciunii. Nu ați observat că copiii când se întâlnesc, ce vorbesc între ei? Se mai roagă foarte puțin, se roagă. O, Doamne, și știți că asta contează în ochii lui Dumnezeu. Dacă atunci când vom pleca de pe pământul acesta ne vom duce în împărăția Lui sau nu știți lucrul ăsta, dacă noi ne rugăm, o, cât de mult mă bucur în seara aceasta că am venit într-o biserică în Germania unde am simțit Duhul Rugăciunii. Nu l-am abandonat, fraților, împlăcărați-l, rugați-vă, mențineți focul aici. Asta înseamnă că sunteți dintre voi care vă rugați acasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rugăciunea contează, frate. Am stat și m-am gândit, vedeți dumneavoastră, acum e o generație școlită. Și chiar generația mea, eu sunt generația 74, avem școli, avem diplome, masterate, părinții noștri, m-am gândit, nu le-au avut. Vorbeam cu frații, erau oameni simpli. Dar știți ce au avut părinții noștri? Au avut genunchi. Vreau o rățășie cu Dumnezeu. Îl cunoșteau pe Dumnezeu și Dumnezeu îi cunoștea pe ei. Când erau probleme, ridicau mâinile lor crăpate.
ridicau spre cer, ziceau, Doamne Dumnezeule și Dumnezeu era prezent. Măriți să fie numele Domnului. Avem nevoie, generația voastră, a mea, dar în special a voastră, merge, știți, involuția asta, deci tot mai puțin, tot mai puțin. N-ați observat că și în închinările de astăzi, îi le spunem laudă și închinare, e muzică mai mult. E muzică. Eu n-am nimic nici clas, nu, nu. Important e să ne închinăm. Dar ascultați-mă, tineri dragi, nu cumva să nu vă mai rugăm. Nu cumva să nu ne mai rugăm. Cunoaște Biserica lui Hristos o armă mai puternică decât rugăciune? Deși și noi, avem în politică, în parlament, vorbeam cu fratele, aveți amă să fie, mă, că în Consiliul Județean, avem nevoie de vezi de treabă. Crezi că vor ăștia să ne ajută? Dar noi îl avem pe Hristos. Glorie lui Dumnezeu! Noi avem cea mai puternică azi. Dar e rugăciune. Ne vom pleca genunchii și ne rugăm. Ne vom ruga pentru copilașii noștri, pentru soțiile noastre, pentru bisericii noastre. Domnul va lucra să biserică. Rugăciunea aceasta, iubiții mei, frații și este un secret aici și trebuie făcută într-un fel. Scriptura spune că Ezechia s-a întors cu fața la perete. Din ce înseamnă asta? Merită. Balzac spunea ce trist. Legem de jos. Oameni mari care au văzut de sus. Știți cu ce începe căderea? Nu știu că sunt un proroc. O, și proroc. Nu așa a fi prorocilor la generalist, a fi, nu. Pun ochit, pun lovit, cum zic eu. Da, așa vin. Timp exact, loc exact. Predicatorul ăsta care umplea, spuneam cu frate, dacă vrei să umpli sala de cultură, cheamă merită. O dată. Știți cu ce începe tot? Unui proroc ca mine lui Ine. Predicator ca mine, păstor ca mine lui Ine. Organizator ca mine lui Ine. Uitați-vă cum vrea Dumnezeu să ne rugăm. Este o față la care. Unii smeriți, Doamne, n-avem nimic. Tu ești stăpânul. Tu dai. În Efeseni spune că Iisus a luat robia roabă și a dat oamenilor darul. El dă. Măriți să fie Dumnezeu. El dă păstori. El dă păstori. El dă păstori. Glorie lui Dumnezeu. Să nu ne dăm noi fratele dragă. Ne dăm noi prăpă. Să dea El. Slăviți să fie Dumnezeu. Deci ce avem? Nimic. Tot ce avem, avem din mâna Lui. Trebuie să fim smeriți, fratele. Să conștientizăm că depinde de Dumnezeu. 100% depinde de El. Gloria Dumnezeu. Și lacrimi. N-ați observat ce tehnici am devenit. Nu mai vorbim. Vorbeau două surori la St. George acolo. A fost o evanghelizare. A fost frumos. Spuneau, ăștia acolo la mama și copilul. Extraordinário.